Dacă ții cu Suceava, nu ai cum să nu votezi cu PNL, susține ferm deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu. El crede că sucevenii la alegerile europarlamentare din luna mai trebuie să țină cont de rețeta administrativă de succes din primul mandat al actualului președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Deputatul Gheorghiu a evidențiat în primul rând prestația actualului șef al Consiliului Județean Suceava în plan politic și administrativ, dar și a echipei liberale prin care a fost generată formula câștigătoare pentru județul Suceava. Dacă ții cu Suceava, nu ai cum să nu votezi PNL-ul, pentru că a fost singurul partid care, mai ales prin prestația lui Gheorghe Flutur, pot să pară o sanale, dar asta e realitatea, n-am ce face, mai ales prin prestația lui Gheorghe Flutur în fruntea Consiliului Județean, s-a demonstrat că asta e formula câștigătoare pentru Suceava, în special pe ceea ce înseamnă atragere de fonduri europene, iar un rezultat bun al PNL-ului la Suceava poziționează atât organizația de Suceava în topul organizațiilor PNL la nivel național, unde deja suntem, dar trebuie să ne menținem acolo, și ajută și PNL-ul central să acceadă la guvernare, că urmează, cum spunea și colegul Cadariu, 4 rânduri de alegeri, iar în momentul în care ajungem la guvernare, ideal pentru acest județ, aici nu mai vorbim cu subiectivism, vorbim analitic, ideal pentru acest județ ar fi să ne prindă 2020 cu Gheorghe Flutur președintele Consiliului Județean și cu PNL-ul la guvernare. Și atunci s-ar putea reedita rețetele de succes aplicate în perioada 2008-2012 și proiecte care s-au derulat și după 2012 din inerție, că erau deja pornite și roțile unse, și atunci, cu siguranță, Suceava ar avea de câștigat, am mai vedea și noi centura Sucevei Târnată și alte proiecte. Că aduceți-vă aminte și guvernul Cioloș, îl numesc PSD-ști guvernul zero. Da. Dar așa zero cum era, cât a alocat la pârte domnul Cadariu la Câmpul Lung, guvernul Cioloș, și câte lucruri bune s-au întâmplat în acea perioadă scurtă, doar pentru că era președinte Consiliului Județean Gheorghe Flutur și era guvern de dreapta. El era tehnocrat, era cam de dreapta. Și pe relația asta, deci Gheorghe Flutur și în perioada aia scurtă cu Cioloș a demonstrat că atâta timp cât are o guvernare care nu este ostilă, face treabă pentru Suceava. Deci dacă ești sucevean și ai patriotismul local în sânge, obligatoriu trebuie să mergi la vot la aceste alegeri europarlamentare, să dai un vot PNL-ului, nu pentru mâine, pentru perspectiva pe termen mediu, ca să zic așa. Da.